Cultura europea, au de ani de zile am și participat la 20 de ani de apariție, Orientul Activ. Am modificat puțin programul datorită faptului că domnul Constantin Falcă m-a telefonat în care au problemă de sănătate și nu am mai putut. Ca să vină însoțit și de profesorul Lugan Nicolae Cendra la Oravița, însuia are o problemă cu soția și dacă scazul de boală, nu putem să ne punem contra acestor neprevăzute. Îl rog pe Ilie Cărariu să ne povestească despre Orientul Latin, revista lui. Povestea lungă. Acum, multe din sală au publicat în această revistă care a apărut. Complet de la rostul ei, de revistă zonală, care ar trebui să vorbe și de scriitorii din arealul vestic al Atenei. Și a ajuns în foarte scurt timp să se ocupe numai de o anumită parte a scriitorilor din arealul vestic al României și, în general, să facă inclusiv politică. Dacă nu ar fi avut pe titlul, subtitlu revistă a filialei Timișoara a unui scriitor din România, n-aș fi avut nimic împotrivă. Dar în momentul în care ai o asemenea subtitrare, iar tu nu reprezinți filiala, ci doar un grup de interese și alte grupuri de interese din țară, din aceeași filieră, după ce m-am indignat o perioadă, în 2003, am lăsat concluzia că nu ne putem lăsa la mâna acelor tipi pe care am simțit de atunci, care de timp au de viață, de tot. Dacă îți minte portretul uriașa lui Turcescu pe prima pagină și așa mai departe. Deci, cam asta a fost motivația pentru a face această revistă, care niciodată nu a depins decât de cei care am editat. Eu și soția mea, Răzătoarea Nina Cerar. Am evitat să luăm bani de la Consiliile Locale, iar de la Ministerul Culturii am luat bani cu perioada de vreo 2 ani cât a fost caramitul ministru. Pentru că mi se părea totuși că este un om cu o anumită anvergură și nu își poate permite să coboare sub o anumită linie, o linie roșie. În 20 de ani, vă dați seama, să scoți pe banii tăi pe munca ta o revistă care și-a asumat totuși o zonă, e destul de complicat. Dovadă este și faptul că în această vară n-am reușit să scoatem numărul 2, noi fiind revistă trimestială, așa că acum se află în tipografie un număr dublu. Cum se întâmplă și la alte reviste, inclusiv cele care primesc bani, programați de la începutul anului. În principiu n-am respectat periodicitatea. Colaborările ne-au interesat în primul rând scriitorii din arealul din vestul țării, pentru că cineva trebuie să susțină zona asta. Între timp au apărut și alte reviste care fac acest lucru. Și aici mă refer în primul rând la revista din Urgoș, Actualitatea Literară, care a reușit să facă un echilibru între scriitorii din restul țării și cei din restul țării, ceea ce nu e foarte ușor. A căpătat actualitatea literară, a căpătat o notorietate și e un lucru foarte bun pentru scriitorii de aici, pentru că sunt cunoscuți în țară. Noi am avut o altă viziune și am fost foarte atenți și la personalitățile mai în vârstă, la personalitățile mai puțin promovate, la oameni care au fost în trecutul apropiat și în trecutul apropiat și care nu mai sunt onorate. Vă dau un exemplu. În acest număr, care din păcate nu o să vi pun acum pe masă,
S-au împlinit 7 ani de la dispariția profesorului Tohanea. Poezie de la aș ruga colegii să aibă, cum să zic eu, să asculte ce spune vorbitorul în nivel în care e el. Să dăm o dovadă de respect reciproc. Mi s-a rupt puțin chirul că, pentru că nu e ușor să pui în 10 minute 20 de ani de eforturi, de muncă, de asalturi, de greutăți. Pe puțin în prima parte, în primii ani după ce a făcut revista, am avut parte de multe agresiuni, pe urmă să ții pieptele italilor, să nu cobori nivelul revistei. Țineam foarte mult la acea fundație și la acea sigla Orient Latin, despre care Cornel Ungureanu în 93, când mi-a spus soția mea cum se va numi viitoarea revistă, a spus, asta e o prostie. În 93, în Timișoara, să știți că a fost un act de curaj, încă unul serios, care a implicat inclusiv anumite riscuri. Acum suntem liberi, face fiecare ce vrea, dar atunci, în Timișoara, aceste chestii de resort național erau foarte rău văzute, mai ales în mediul artistic. Da. Și cu tot riscul, probabil că a fost și o viziune. Cum a fost ideea de a pune o sintagmă intraductibilă. Orientativă. O sintagmă folosită în secolul XIX, de anumitașii noștri, și inclusiv de Eminescu. Ce e vorba? Am scris un editorial atunci în care am spus că România e ca o piatră de la Rosetta, spiritual. Suntem o combinație de Orient, de suflet slav și de antecesor local. Eu, dacă știți, piatra de la Rosetta a fost scris în 3 limbi, ceea ce a permis, în 3 scrieri, ceea ce a permis decifrarea egiptene. Nu vine acum astfel de scrieri egiptene. Hieroglifă. Pe baza acelei piețe de la Rosetta s-au tradus hieroglifă. Ei, mie așa mi s-a părut că spiritualitatea noastră este un fel de piatră de la Rosetta, în care arheologii lingvistici și așa mai departe vor găsi foarte multe lucruri. Ceea ce începe să se întâmple acum, bineînțeles, e o zonă de speculație. Dar, în fine, deci acesta a fost începutul. Începutul a fost extrem de dur, pentru că de la numărul 2 am avut un blocaj și țin minte că numărul 1 și 2 l-am adus cu rucsacul tiraje, care era atunci de 2000, de la Lugoș, de la tipografie. Așa am început. Acum, vorba aceea, profesionalizându-mă, lucrând mulți ani ca jurnalist, urmă ca profesor de jurnaliști, ca editor, mi-e mai ușor, dar tot este o muncă voluntară formidabilă. Gândiți-vă, redactarea, tehnoredactarea, totul facem noi până la tipografie, în regim gratuit, până ca acest mesaj să continue. Am mai spus o grămadă de reviste care au apărut, au dispărut, tot felul de tip care ne dădeau lecții, cum să facem, cum să scriem, ce să publicăm. Ce a fost Orient Latin cu Ministerul Culturii și cu fondurile repartizate unor reviste pe orice lor? Am mai avut contestatari permanenți. Fiecare număr, există niște tipi care le au și trebuie așa. Nu e aia, trebuie așa. Dar toți tipii ăștia care îmi explică cum să fac și cum, fiind așa, mai dintr-un cartier mărginaș al Timișoara, am crescut cu pietre în buzunar, i-am pus la punct inclusiv fizic, mai ales în faza 1. A trebuit să fac niște demonstrații acolo de forță,
să-i pun la punct pe agresiv. În arealul casa universitară, unde ne întâlneam toți cei din Timișoara. Ori am văzut că cu nebunul nu te pot spune și m-a lăsat în pace, dar și acum, mai simplu, în special conspirația tăcerii. Să știți că e cea mai periculoasă pentru un om care produce ceva. Conspirația tăcerii este îngrozitoare pentru noi cei care scriem. Și am văzut, de exemplu, că rețeaua unui scriitor, ani de zile, a trecut. Nici de bine, nici de rău. Au mai încercat cu de rău, nu l-am mai spus, pentru că știam cine scrie și l-am atacat frontal, și atunci au renunțat. Dacă între timp, în toți acești ani, s-a format acei oameni din rețeaua unui scriitor, au ajuns să trăiască într-o lume paralelă. Un editorial pe care l-am scris în acest număr recent care apare, după premierile de la Alba Iulia. Ei trăiesc cu proximitățile. E mai comod. Nu coboară la sol. Și astfel se distribuie și premiile. Rețeaua lor de reviste funcționează așa. Dar între timp a avut o lume de reviste în România. Cel puțin în ultimii 10 ani, când am început cu revista Renatin, nu erau așa multe reviste. Erau câteva. Mai ales asta în regim privat. Cred că în regim privat în România, din revistă literară, asta este singura care mai trăiește din 93. Acum au apărut o mulțime de reviste, de s-a democratizat lumea literară și nu mai fac față, se vede. Acei oameni care se consideră elită au devenit un fel de lume paralelă. Se simte asta, să știți. Unii nu sunt de acord, alții nu sunt de acord, dar eu, care mă uit de 20 de ani, vă spun că este într-o lume paralelă, care se autoperiferizează în clipa de față. Sunt foarte mulți scriitori de calitate, a apărut o generație de tineri acum, care are lumea ei. Are, vara asta a fost numai spectacole de lectură, să știți. Sute și sute de tineri au lecturat în spații deschise, trăiesc în lumea lor, încep să aibă revistele lor, editurile lor, și nu știu dacă noi vom mai prinde, dar ceea ce am gândit eu în 93, acum se pune în practică la nivel de masă literară. Nu în sensul rău, ci în sensul bun al cuvântului. Ce se vrea să vă spun, ca să concluzionez cumva? Oriana Tine a fost o probă de curaj și de sacrificiu. Și cred că aici este, de fapt, cheia. E nevoie și de demnitate. Pentru că, indiferent ce au spus și ce au făcut, eu m-am urmat programul. Am trecut, a fost 20 de ani de la apariția revistei. Am văzut o mare de oameni din toată zona Veneției. A fost, nu mult, moarte în urmă, a fost 50 de ani de Orizont. Orizontul a fost revista zonală, dar reală. Deci toți scriitorii din arealul vestic publicau un Orizont. Unii mai rar, alții mai des. Mai corăchie, dar în general trebuia să existe linia roșie minimă, în jos nu se depășește. Revista Orizont, la 50 de ani de la apariție, a avut în sală 5 pișcotari, 5 jurnaliști, 10 scriitori, 15, 15 studenți. Cam puțin pentru o revistă, un trecut fabulos. O revistă în care au publicat, punând aici și scrisul românesc. Gândiți-vă, prima oară Blaga a publicat, după perioada lor de interzicere, scrisul bănățească. Dacă îmi permite să spun eu de ce. Te rog, o să mă las la Elina de Veniscuză. Cea mai bună revistă a scriitorilor și e de reprezintă în România. Să vă spun asta, concluzie. Nu eu poate să laud pe asta. Dar nu mă laud. Eu vreau să spun către... Ne facem dialog personal. Vreau să spun că a meritat. Dacă mă întreabă acum, m-a meritat, a meritat. Vă spun, mă simt așa cu sufletul împins, că am făcut exact ce trebuia să fac. Dacă am făcut mai bine sau mai rău, asta decid alții. Dar nu dintr-un interes meschin. Poate o să dispăream și orizontul să rămâne. Eu sper să se întoarcă la ceea ce era înainte ca reprezentativitate. Pentru că orice zonă are nevoie de așa ceva. Și la ora actuală, actualitatea literară,
constat cu bucurie că face acest lucru. Începe să devină reprezentativă pentru zona noastră. Un lucru care aș fi vrut și eu, numai nu aveam resurse și când am încercat să fac o redacție, m-am trezit cu niște tipi care fiecare avea un interes și încerca să-și impună punctul de vedere și am spus, Nina, la colega mea de redacție, nu merge. Facem noi, dacă facem bine, bine, dacă nu, nu. Că veneau niște oameni și pe munca ta încercau să-și impună niște interese. Că așa suntem noi. Și aici, la capătul provinciei, lumea e cam mică. Trebuie să fim conștienți de asta. Să ne uităm tot timpul să știm cine suntem, să facem eforturi mult mai mari. V-am spus, în București sunt jumătate din membrii scriitorilor. Deci în București, dacă te-ai născut din start, deja miroși a talent. Și dacă te străduiești un pic, devii membru al scriitorilor. Pentru noi, la capătul țării, Ion Rășinaru e și mai departe de București. El trebuie să facă eforturi poate de 4 ori mai mari decât un scriitor din București ca să ajungă un membru al scriitorilor. Și mai e ceva care mă enervează și din această cauză, eu, de exemplu, în București n-am mai călcat de 20 de ani. Acolo trebuie să duci cu basca în mână. Chiar dacă duci la minte al tău și dai mâna cu el și ești prieten cu el, când te duci undeva, trebuie să fii cu basca în mână. Eu vă spun că am mers 2 ani de zile cu avionul fiecare săptămână în București, în interes de serviciu. Probabil că asta m-a marcat. Nu știu cât o să mai meargă revista Orient Latin, probabil că nu o să mai putem. Știi cum e. Nu mai avem nici noi ani tinereții, nici eu, nici colega mea de redacție. Și acum lumea a început să facă mai frumoasă, m-am spus, revistă din altă așa. Regret foarte mult că un oraș cum e Caransebeșul nu are o revistă culturală. Nu are acțiuni clare. Are un concurs pe an care e făcut într-un regim de semi-clandestinitate, așa, Georgesur, concursul. Și poate că aici trebuie să ne străduim mai mult. Îmi pare rău că a plecat doamna Rubița Raichic, că aș vrea să discut cu ea despre asta. Dar niciodată nu e târziu, nu? Vă mulțumesc!